ce s-a făcut aici. Da. Cum cu listul? Ok, pe la fi, am dat drumul. Da? În timp de vă lăsăm să nu vă gândim. Hai, trecem, haideți să... Da, foarte frumos. Îmi place, felicitări. Constructorului, felicitări celor care, echipa de implementare, Cristinei, care o apreciez foarte mult. De starea în care am luat-o, nu mai avem imagine de atunci și stadiul în care a ajuns acum a fost un pic anevoios la preluare. În timpul execuției au fost diferite, au apărut diferite probleme, dar cu ajutorul unității de implementare, adică Consiliului Județean, am depășit probleme respective și am mers mai departe. Și am ajuns în stadiul în care am finalizat lucrarea și am făcut recepția respectivă. Stimați cetățeni, ne aflăm astăzi în secția psihiatrie a Spitalului Județean Vrancea, secție care a fost reabilitată de către Consiliul Județean printr-un proiect european. Valoarea totală a proiectului a fost de 4 milioane și jumătate de euro, din care doar 1 milion și jumătate de euro a fost contribuția europeană. Am lângă mine pe domnul inginer Guzu și pe doamna Cristina Clamba, managerul de proiect. Am văzut astăzi o secție psihiatrie exemplară. Deci, ceea ce era aici era o ruină, pot spune, iar din momentul de față putem să ne mândrim că avem o secție de psihiatrie la standarde europene. S-a termoizolat, în primul rând s-a mers pe eficiență energetică, deci termoizolație, pompe de căldură, s-au schimbat toate circuitele termice, adică coloane termice, s-au montat ventiloconvectoare, s-a mers pe principiul plus o investiție, s-au montat și panouri fotovoltaice. Pentru a merge tot pe considerentul de energie verde și pe a reduce cheltuielile de funcționare în timpul funcționării. Nu erau condiții de niciun fel, nici pentru personal și nici pentru pacienții noștri. Ceea ce este acum este absolut impresionant pentru noi și nu vă mulțumim din tot sufletul că am ajuns în acest moment. Așteptăm cu nerăbdare să revenim acasă și noi și să știți că și pacienții noștri ne întreabă când ne întoarcem. Foarte frumos și toate condițiile, absolut tot.